Salutare prieteni și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Numele meu este Cosmin Cocea și mă bucur că putem să fim împreună aici, unde discutăm subiecte practice, subiecte de dezvoltare personală, subiecte educative, subiecte care ne ajută în dezvoltarea caracterului nostru, ne ajută în dilemele pe care le avem și în provocările cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Subiectul din ediția de față este unul foarte interesant, pentru că vorbim despre două direcții, și anume bun, bun simț sau tupeu. Care dintre aceste două trăsături ar trebui să primeze în relațiile pe care noi le avem cu ceilalți? Bunul simț sau tupeul? Care dintre acestea ne ajută în dezvoltarea caracterului? Pe care dintre acestea să le luăm în viața, să, să luăm în viața de zi cu zi, să, ne dezvoltăm, care dintre acestea sunt benefice. Se spune că uneori e bine și succesul este adus în viața ta de către tupeu. E, cam despre astea, lucrurile acestea vom discuta în, ocaziile, în ocazia aceasta, în minutele ce ne stau în față, și mă bucur că aici, în platoul emisiunii alege corect să fie unul dintre colegii mei și anume pastorul Adrian Măimăscu. Adi, bun venit la Alege Corect! Te salut, Cosmin, mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fiu aici. Mulțumesc și eu. Cei care ne urmăresc pe social media știu ce au de făcut, ca de fiecare dată aștept reacțiile voastre. Puteți să vă spuneți punctul de vedere, ce părere aveți despre subiectul acesta și ce ziceți, ce e mai bine în viață. Să fii un om de bun simț sau să fii un om conturat de tupeu. Aștept reacțiile, reacțiile dumneavoastră și celorlalți ne bucurăm că ne ascultați sau că ne urmăriți de acolo de unde sunteți. Adică recunosc că subiectul acesta e greu să le puizăm în 29-28 de minute. Dar și așa, aș vrea să abordăm și să atingem aspectele esențiale și hai să pornim, de la, să pornim cu partea pozitivă, să zic așa, hai să pornim de la ideea, cum am putea să definim noi bunul simț în relațiile cu alții, în relațiile cu ceilalți și cum ne ajută bunul simț în dezvoltarea caracterului nostru. Bunul simț trebuie să aibă legătură cu relațiile noastre, cu cei ce sunt de jur împrejurul nostru. El este caracterizat de o atitudine. Deci, bun o simț este o atitudine, o atitudine mm -hmm. de respect, o considerație față de cei care sunt lângă noi. Trebuie să analizezi felul în care ei înțeleg o anumită problemă, felul în care vorbești, care este efectul vorbelor sau comportamentului pe care îl ai. Lucrul acesta este foarte important pentru a realiza când trebuie să te oprești sau când trebuie să spui ceva sau când trebuie să nu mai spui ceva sau o anumită acțiune care poate să deranjeze pe cineva. E foarte Important în comunicare, da? Bunul simț este important în comunicare. Atunci când comunici ceva, observi când, când cineva primește mesajul sau nu îl primește și atunci bunul da. simț îți zice trebuie să mă opresc sau trebuie să spun altfel sau trebuie să schimb lucrul acesta, da? Totdeauna trebuie să fim atenți la feedback. Bunul simț are de a face și cu aspectul acesta al feedback-ului și împreună bunul simț și alte valori, alte lucruri, creează această bunăstare a celor care ne ascultă sau a celor care sunt de jur împrejurul nostru, da? Deci bunul simț mă face să urmăresc bunăstarea celui care este lângă mine într-așa fel încât să știu când este pregătit să înțeleagă un lucru sau nu este pregătit sau trebuie să spun ceva sau nu trebuie să spun ceva sau trebuie să fac ceva sau nu trebuie să fac ceva. Bunul simț are legătură da, cu ceilalți, cu relația mea, da, față de ceilalți și are mai mult de a face nu numai cu ceea ce spui, ci și cu ceea ce faci, da, poți să mm, fii da? atent și la acțiuni din punctul ăsta de vedere. El se bazează pe valori, da, pe mm. lucrurile care sunt ție cele mai importante, știți, nu degeaba le numim valori, când ceva e de valoare înseamnă că e puțin și se găsește rar, nu-i așa, de da. exemplu, empatie. Uh -huh. uh, Așa este. Nu, empatia este greu de, 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 de găsit astăzi, uneori. Empatie, mi-aduc aminte, am făcut și ceva greacă, probabil ca și tine la școală. Patia parcă înseamnă durere. N înseamnă în, sin parcă ține o minte că înseamnă uh, împreună, da? Sau stăm împreună, dar simpatie este una, empatie este alta. Da una ești în, una ești împreună cu. Uh, dar înseamnă și capacitatea de a fi sincer. Uh, vedeți, uh, mă gândesc la cum mă ajută. Această, această, valoare, să-mi dezvolt caracterul? Păi, în primul rând, trebuie să fii sincer. Adică trebuie să vezi felul în care cel care te ascultă sau vede ceea ce faci, reacționează. Știi? Și atunci vezi dacă e bine sau dacă nu e bine. Uneori noi avem o, avem o vorbă în popor, știi? Dacă zic zice unul, doi, că e timpul să te duci la culcare, știi? Zice unul, măi, lasă-l în pace. Zice al doilea că trebuie să te duci la culcare, zici, mh. dacă ți-a zis și al treilea că ești obosit și trebuie să duci să te culci, știi, încep să spui niște întrebări. Începi să crezi. Încep, da, începi să spui, băi, oare o avea dreptate, oare nu o avea, știi? Contează aspectul ăsta ca să fii sincer și să vezi feedback-ul din partea celorlalți. Îmi place foarte mult ce ai spus legat de bunul simț în relațiile cu alții. Uh -huh. ai, ai abordat o chestie interesantă și cumva vreau să să fac paralelă și cu tupeu. Tu ai spus okay. că bunul simț te duce până în punctul acela în care te face să te oprești. Ok, da. E, de partea cealaltă, tupeu nu te face să te oprești. Așa tupeu este. merge mai departe uh -huh. Uh -huh. și nu îți nu spune o, cum să spune, o preliște da. în ceea ce înseamnă, uh -huh. evident, în relație cu ceilalți, în ceea ce înseamnă o acțiune pe care o desfășori sau știu eu, Uh, uh, Într-o discuție, da? da. Uh, aici de multe ori se face o confuzie, mergând spre, spre domeniul acesta al tupeului sau al încumetării, dacă vrei uh -huh. să vorbim mai, uh, mai elegant. Uh, se confunde de multe ori curajul cu tupeul. Și vreau să te întreb, care este diferența între curaj și tupeu? Da, e o întrebare care, pe cât de simplă, pare parcă uneori este și grea. E da. dificil uneori să zici, uite, aici e încumetare și aici este curaj. Aș putea totuși să dau două exemple. De, de exemplu, dacă un pompier merge într-o clădire care arde să salveze pe cineva, e curaj sau e încumetare? Și dacă e cineva curaj. care te, știu și eu, zici un cuvânt și tu îi dai o palmă, e curaj sau e încumetare? <laughs> Știi? Adică am putea poate să, să punem lucrurile în felul următor. Curajul este ceva ce. Faci, uneori este și acțiune, poate fi uneori da. și vorba de vorbe, de ceea ce spui. Astăzi trăim într-o lume în care ceea ce spui are uneori impact mai mare decât ceea ce faci. Știți, lumea mm -hmm. nu te cunoaște, dar te vede din ceea ce spui. Oamenii da. ne urmăresc acum <coughs> exact. așa? și văd exact. ceea ce spunem. Nu știu toți ceea ce noi de fapt Mulțumesc. facem. Sigur că da. da. Deci, și ceea ce spui, și ceea ce faci este important. Și acum, când discutăm despre curaj, eu cred că este ceva ce ce faci pentru ceilalți. Da. Da. În, în, în încercarea de a ajuta pe cineva, de a salva pe cineva, de a, de, a, de a apăra poate o valoare, poate a apăra un standard moral din punctul acesta de vedere, asta înseamnă să fii curajos. Da? Adică să vezi că este ceva care este incorrect sau vezi o neconformitate, să-i spunem așa, potrivit cu caracterul, cu valorile morale, atunci ești curajos dacă vei spune nu. De exemplu, dacă cineva aruncă pe jos merg pe stradă, dar sau ești în parc și cineva fumează, aruncă, aruncă, aruncă chiștocul da? Uh -huh. de țigară pe jos, să-i spui, ia de acolo, că nu e bine, pune-l și aruncă-l la gunoi, da? nu cu vorbim cum fumează, nu fumează, e treaba lui, da. dar acțiunea pe care o face și îi spui, ia de acolo, pune-l la coș și e curaj să-i spui treaba asta sau e încumetare? Eu aș zice că ar fi curaj, nu? Pentru da. că zice un lucru bun. Da, da. Nu? Da. Pe partea asta, alta, încumetarea. Încumetarea, întotdeauna, aș zice eu, care de a face cu propria persoană. Sau tupeul. Sau cu mm -hmm. tupeul, da. Adică, domnule, vreau să rezolv următorul lucru. Nu mă interesează că e corect, că nu e corect. Nu mă interesează că poate stric niște relații. Nu mă interesează că poate jignesc pe cineva în contextul acesta. Eu vreau să rezolv lucrul ăsta sau vreau să fiu pe primul loc. Și atunci merg prin orice fel de cale posibilă să îndeplinesc acel lucru. Și aș zice că e din motive egoiste, de multe ori. Știți, uneori poate marcăm, mascăm anumite aspecte dintre, din, din genul acesta, știu și uh -huh. eu, bune, când de fapt în interior sunt motive egoiste, da? Vreau eu să ies în față, vreau eu să fiu apreciat, vreau ca despre mine să se spună, vreau ca pe mine oamenii să mă cunoască, nu? E bine, atunci poate discutăm despre, despre, această, despre acest tupeu. De um... Cum se spune în, este o vorbă românească, dai din cuate, da, să ajungi. Da, da, Dă din coate, da, 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 și undeva. Uneori când dai din coate, da, sau știu și eu, Nu poți din... să dai din coate din bun simț. <laughs> Sigur că da. Adică Dar da, dai, dai din cuate Dai din împotriva cuiva? Nu e așa? Pentru că atunci când dai din coate se referă poate că sunt alții de jur în tău și tu dai în cuate în cine? În ceilalți. Nu e așa? Uh -huh. așa că dacă n-ar fi nimeni care să te împiedice, atunci n-ai avea de ce să dai din coate, știți, prin mulțime? <laughs> Hai să mergem mai departe, hai să, să vorbim practic. Vreau să spun în față un exemplu. Cred că ți s-a întâmplat de multe ori, uh -huh. și cred că și celor care ne urmăresc uh, li s-a întâmplat lucrul acesta. Uite, uh, cred că uh, trei momente, contexte în care uh, știu eu, găsim persoane care tratează lucrurile cu tupeu, uh -huh. așa cum discutam. Ei bine, cum gestionăm situațiile în care uh, uh, ne confruntăm cu oameni care uh, uh, manifestă tupeu, și cum am putea, în contexte de felul acesta, mm. să ne păstrăm uh, bunul simț, calmul și echilibru mm. și bunul simț? Vreau să vă spun că e interesantă întrebarea, pentru că tocmai ieri s-a întâmplat ceva, ceva exact în acest context. Eram la o anumită instituție, erau mai mulți la rând, era un domn înaintea mea. Ieri, adică în momentul când filmăm noi. Da, ieri, da, 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 în cursul săptămânii. Sigur că da, în cursul săptămânii. Și uh, stăteam, da, așteptam la rând. Vine, era acest domn înainte, ferchezuit, uh, avea uh -huh. un costum de training de sus până jos, într-o culoare interesantă, uh -huh, uh -huh. Uh, atent, aranjat. Când începe să deschidă gura, zice, am nevoie de să, să scot 2000 de, de euro. Probabil da. ar fi trimis cineva din afară bani. Da, da, da. Și doamna aceea de la ghișeu îi spune, păi nu avem cum, pentru că avem o limită. Noi putem să avem atâția bani în instituția. Mm -hmm. Aceasta, și mâine da, facem astăzi programare, mâine vii și îți dăm toți banii, Nu am cum să am explicat mai explicat argumente, da. Omul acesta imediat se enervează, imediat începe să vorbească urât, imediat începe să folosească cuvinte Zic, nu prea potrivite, da, știți, și zice, păi am fost în tot orașul ăsta și m a trimis de la o instituție la alta și tot așa să pot să scot ce e asta, ce țara asta, ce uh -huh, instituția uh -huh, asta uh -huh. și a început. Interesant aspect, doamna, îi zice atât. Lasă-mă să dau un telefon să vedem dacă în altă parte au bani, aceștia poate și poți să mergi. Știți cum imediat omul s-a dezumflat. Adică, ceea ce spui tu este așa, da, din partea. Din partea doamnei, de la, doamnei de la, de la, respective. Exact, da. din partea doamnei de la ghișeu. Adică, ce faci în momentul în care vezi o, că o persoană. Să păstrezi calmul! Asta este primul lucru. Deci, doamna n a schițat nimic, da? nu s-a supărat, nu s-a enervat. Era și după amiază, era târziu. Era da, spre da, da. sfârșitul programului, știți, uneori oamenii sunt nerăbdători că vor să ajungă acasă, da? și omul ăsta vine acolo cu atâta tupeu, cu atâta curaj, uh, clar că cerea ceva, dar regulile nu permiteau lucrul acesta. Da, Ea ascultă, își păstrează calmul, îl ascultă cu atenție, înțelege nevoia pe care omul acesta o are, îi înțelege și frustrarea că a fost plimbat din mai multe locuri până când a reușit să ajungă la ea și nici măcar ea nu poate să-l ajute, nu-i răspunde cu tupeu, da, cu deci, aceeași monedă, Nu-i exact, răspunde exact, exact cu aceeași monedă, da? Și caută, caută să-i rezolve problema atât cât este ea. Eu zic că ea stabilește și niște linii clare. Mm -hmm. Adică îi spune, domnule, uite, astea sunt regulile, așa trebuie făcut, eu totuși te pot ajuta. Haide că sunt pe cineva, a sunat după telefonul propriu ca să rezolve problema, vreau să vă spun. Da, Deci a sunat mm -hmm. în altă parte la o colegă de ei ca să-i rezolve problema acestui om, da, și s-a concentrat pe soluții. Deci când am o astfel de situație practic, ce fac? Păi, în primul rând, îmi păstrez calmul. Foarte important. Pentru că atunci când îmi păstrez calmul, lucrurile se rezolvă uneori mult, mult mai repede și mai ușor. Altfel comunic. Sigur că da. Deci îmi păstrez calmul, îl ascult pe om cu atenție. Da? Uneori oamenii au eu sau sunt, dacă îmi permite să folosesc cuvântul da, ne simțiți, da. din cauza asta că poate au anumite probleme uh -huh. care nu le pot rezolva. Și încearcă această frustrare să o ia după ei și să o pună pe tine. Înțelegeți? Deci, îmi păstrez calmul, îl ascult să înțeleg exact care este motivul pentru care vorbește sau face ceea ce face, nu-i răspund cu tupeu. Pentru că dacă îi răspund cu tupeu, știți ce va face el? Va răspunde cu și mai mult tupeu. Pentru Va fi o luptă deja acolo Exact, exact, da. exact da? Stabilesc limitele care sunt clare Domnule, aici poți să te ajut, aici nu poți să te ajute. clar, mm -hmm. adică nu stăm da? Nu trebuie neapărat să existe o relație De asta de subordonare în fața unui care are tupeu da, 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 da În care vorbește sau face ceea ce face Dar îi spui clar, frumos ceea ce poți Și încerci să-l ajuți, dacă se poate Dacă nu, îmi pare rău Mă înțelegeți Foarte, foarte bune, foarte bune aceste puncte uh, practice uh, Acum, mergând mai departe, care ar fi consecințele negative ale tupeului în relațiile cu ceilalți? Ce se întâmplă dacă ai un știu, eu, un amic care mm -hmm. este așa mai cu tupeu, și cum, cum îl privesc ceilalți? Care sunt consecințele acestui tupeu? De cele mai multe ori, tupeul va reuși să strice relațiile dintre, dintre persoane. Mă gândesc că am mai zis de, a, a zis de amic, dar ce faci dacă soțul este tupeist acasă cu soția? Aoleu. dacă se întâlnesc doi tupeiști dintre aceeași familie, nu știu cum dacă rezolvi în, problema? Că, dacă, dacă vor merge mai departe. Dacă vor merge mai departe, corect. În ce context vreau să spun? În primul rând, relațiile se strică cu tupeul. Pentru că tupeul nu ține cont de limite. Păi, ai spus tu o chestie foarte interesantă la început. Tupeul ține mm -hmm. mai mult de propria persoană, care are în exact. vedere propria persoană. Exact. Și de cele mai multe ori pe omul pe tupei sau tupeistul, da, pe el nu-l interesează ce crezi tu sau cum te simți tu sau cum vezi tu problema aceasta, ci pe el îl interesează cum vede el problema aceasta și cum trebuie să o spunem, înțelegeți? Și atunci când lucrul ăsta se întâmplă, e clar că relația se strică, e clar că atunci când vorbești cu tupeu există o barieră în comunicare, nu întotdeauna Așa poate poți să și exprimi ceea ce trebuie exprimat, câteodată s-ar putea ca omul să nici măcar să nu te mai audă. Eu, de exemplu, cunosc o persoană, dacă îi vorbești un pic cu tupeu, știi ce se întâmplă, nu zic că e un lucru bun, dar sunt oameni care fac treaba asta. Pur și simplu, parcă aici în cap se oprește ceva. Nu te mai ascultă, adică el stă în fața ta, dar nu mai... Tu poți să-i vorbești vers și uscate <coughs> și atunci am, îmi zic, Comunicarea mea mai este eficientă sau nu mai este eficientă? Păi nu mai este. Nu omul mai deja s-a oprit. S-a închis și s-a oprit uh, procesul mem memoriei sau s-a oprit uh, procesul de a se gândi, de a acționa, da? pentru simplul fapt că eu stau și vorbesc și-torn toate în cap sau fac ceea ce este considerat da, în contextul acesta și în un alt aspect. Uh, respectul. Respectul nu se bazează pe eu. Așa este. E așa? Adică, atunci când un om este tupeist, poate asculti că n-ai ce face. Sau, hmm. Că ți este șef sau poate că ți, că -ți ești este șef? superior. Sigur că da. Dar întrebarea este, oare îl respecti? Nu cred că în familie s-ar putea lucrul acesta. Respectul ține, are, are alte lucruri la bază decât tupeul. Mă înțelegeți? Și atunci, la lucrurile negative. Deci, stric relația. Doi. Nu comunic eficient. Trei, poate prin felul în care administrez lucrurile s-ar putea să nu fiu respectat. Și un ultim lucru, aș spune eu, dar sunt mai multe, este faptul că conflictul nu se încheie. Adică mm -hmm. dacă tu vorbești cu tupeu, eu vorbesc cu tupeu, păi stăm și ne certăm, zice cineva, ca chiorii ori în șir. Și o luăm de la capăt, și o luăm de la capăt. În meseria mea sau în profesia mea, nu știu cum mm -hmm. să-i spun, da, de pastor, Uneori m-am întâlnit cu astfel de oameni. Amândoi tu pești, amândoi ca să pace. Și învinge doar bunul când apare bunul simț. Doar atunci, atunci când se, Deci, se, până se când rezolvă nu lasă unul de la el ceva. Și ăsta zice așa și ceva, să Păi răspunde, exact, tu ai spus așa, la, la început. Așa. Bunul simț te face să pui punct. Exact, exact. Și când nu există acest punct, da. nu se mai termina. Și uite, ajungem la mai departe cum ne ajută sau cum, cum încurcă tupeul dezvoltarea unui caracter frumos? Păi, în primul rând, nu ai respect față de ceilalți. Un om care are un caracter frumos nu e așa că are respect față de semenii săi. Are respect de ceea, ce, de ceea ce înseamnă personalitatea cuiva, de ceea ce înseamnă persoana cuiva. Și nu e așa că nu ține cont de sentimentele și de trăirile lor. Sunt oameni diferiți. Da. Cu toți avem sentimente, avem gânduri, toate diferite. Nu întotdeauna putem să fim pe aceeași undă, da? Tupeul nu ține cont de toate lucrurile acestea, da? Și mai mult decât atât. Nu știu dacă am putea caracteriza o persoană cu tupeu ca fiind modestă. Dumneavoastră puteți, cei care ne ascultă oare pot. Cam greu. Eu am întâlnit uh, oameni modești, dar care să aibă tupeu. Știți, modestia este și o valoare astăzi, pentru că nu prea o mai găsești. Nu Empatia, mai cum întâlnești. ai spus și tu, un Sigur om că care da. manifestă totul nu prea este empatic? Sigur că da. da. și nu e atent la ceilalți. Atent la da. ceilalți? Da, deci nu, nu, nu vede, de exemplu, când cineva suferă, când cineva are o durere, nu vede când cineva are o problemă. De multe ori discut cu tinerii, cu copilașii, le mai spun, poate pe calea asta spun și celor ce ne ascultă. E un lucru foarte mare să poți să observi pe cineva undeva când este trist. Da. Și e și mai mare lucru să poți să și mergi. Adică, poate ești în metrou, da. vezi o persoană că plânge. Da. Dar poate observi lucrul ăsta, dar mergi să-i zici ce s-a întâmplat, ce-i cu tine, cu ce poți să te ajut, să-ți spun un cuvânt. Poate ai nevoie chiar în momentul ăsta ca cineva să-ți dea o încurajare sau. Să deschidă Biblia cu tine, să spună ceva despre Dumnezeu. Poate e nevoie. -o să trimiți un mesaj la cineva. Sigur că da. Care știi că trece da. printr-o situație. A, de... știți, un om cu tupeu nu va fi atent la lucrurile acestea. Un om cu tupeu va fi interesat de propriile sale câștiguri, de propriile sale avantaje, interese. Da, interese, mulțumesc și atunci nu mai are timp pentru cei din jurul său. Ci timpul este concentrat pe el și pe cum poate să dea din coate în fața celorlalți ca să ajungă să ajungă înainte. Da, uite, mai sunt și oameni da. care spun. Cred că e bine să ai tupeu. Acum te întreb: Există situații când e benefic să ai tu Aș spune un răspuns cum e în Biblie. Știți, cuvântul vostru să fie da, da și nu, nu. Aș spune da la curaj. Nu la alt fel. Okay, Totuși, da. uneori noi, noi considerăm anumite noi, societatea noastră, da. consider anumite, să le spunem, non-valori ca fiind valori. Da. Suntem într-o societate în care a fi descurcăreți e un lucru bun. Și e bine să fii descurcăreți, dar e așa că uneori descurcăreții îndoaie poate niște reguli, trec un pic mai mult peste ele. Dau un exemplu doar. Trebuie să-mi depun un dosar la o instituție. Durează da. o lună. Sunt da. atâtea persoane înaintea mea, eu depun dosarul până soluționează cazul sau ce o fi. Îl durează o lună, două. Dar cunosc pe cineva. <laughs> nu? Și sun acolo la telefon și zic, uite, vezi că e dosarul ăsta, poate n-am și număr de înregistrare, zic ce dosar. <coughs> și într-o săptămână s-a rezolvat problema. Și apoi vin în fața prietenilor mei și zic, ha, Ăștia așteaptă câte o lună. Și eu am rezolvat. Da, eu am rezolvat într-o săptămână. Dar mai știi situațiile alea, cred că și tu te-ai confruntat și cei care se uită la noi, cu când eram în adolescență, știu eu, și mai era un grupul nostru de prieteni, nu numai mai cu tupeu. Și ne simțeam bine, măi, uite, ăsta e mai cu tupeu și ne dădeam bine pe lângă el. Păi da, o, îți, îți ofer oarecare siguranță, nu? Că tu ești prietenul celui care este cu tupeu sau tu ești prietenul omului celui care are influență. Dar ce faci atunci când se întoarce împotriva ta? Că au fost cazuri. Ai fost prieten și la un moment dat nu mai ești. Și apoi ăsta care are tupeu, da? din prietenii tăi sau cel da. care are influență, știi, îți pune bețe în roate. Te duci la alte instituții și în loc să-ți ia o lună cât ar fi rândul, îți ia trei că ți-a pus ăsta bețe în roate. Adică ce vreau să zic cu lucrul acesta? Uneori am apre... uneori noi, e... da, ca români poate, apreciem anumite non-valori. Da? Și tu ăsta este, este, o non-valoare, să-i spunem așa, dar pe care am zice: doamne, e bun, e de scurcăreță. are tupeu, știi, să se bage. Știți? Că să știi, rezolve lucrurile, să se bage. Da? Da. Dar ce înseamnă că știi să se bage? Poate că s-a băgat în fața altora și poate cazul ăla, da, mă întorc, dar cazul meu s-a rezolvat într-o săptămână iar alții care au dureri poate mai mari decât ale mele trebuie să aștepte toată luna că m-am băgat eu în față. Da, de ce se spune că, iară se spune așa prin societate, că dacă ai bun simț, nu te prea ajută în viață cu nimic, că dacă vrei să ai succes... Așa. Să ajungi în, știu eu, în carieră, în viața aceasta să ajungi, să ajungi sus, trebuie să ai tupeu. De ce se spune asta? Repet, e cam tot aceeași idee, adică în sensul în care nu valorile au început să fie puse la aceeași, același rang precum ar, fi, precum ar fi valorile. Doar folosesc niște exemple. Da, da. prin tupeu și nesimțire poți să ajungi într-un într, -un, într -un, știu și eu, la o treaptă sau la un stadiu foarte mare în viața ta sau da. poate în compania în care lucrezi sau la lucruri de muncă, <coughs> da, pentru că ești tupei, știi să-ți rezolvi problemele, știi întotdeauna să, să te avantajezi, da, să folosești toate avantajele și să ajungi acolo în vârf. Până când vine altul peist. Nu mm -hmm. de la o parte, nu e așa? Sau vine alt, alt om care știe cum să îndoaie regulile într-așa fel încât să meargă spre, spre binele său. Și atunci te întrebi, dacă ai ajuns, da, și într-adevăr, să zicem în societate, domnule, fă, te te fii tu peist, fie, ai, ajungi în vârf. Întrebarea este, atunci când ești în vârf, ești respectat? Ești apreciat? Ești Vei cât timp vei rămâne acolo în vârf. Dar, repet, poate veni după tine un alt tupeist. Dar, dacă, de exemplu, ajungi acolo în vârf spre, uh, și ajungi într-un, cum să-i eu, uh, prin bun simț, prin empatie, prin respect, uh, îți poți crea prieteni, îți poți crea legături, uh, s-ar putea ca anumite relații construite până acolo să țină toată viața, dar și poate rămâi în vârf mai mult timp. E drept, totuși, că prin aceste valori vei ajunge mai târziu din păcate. Sunt multe mm. cazuri în care oamenii, prin respect, prin empatie, prin, știu și eu, prin bun simț, au ajuns și -au, au ajuns la locurile pe care și le-au propus mai târziu. Dar adevărul este că au fost mai fericiți și n-au trăit cu frică, n-au trăit cu grijă, da? N-au trăit cu oare o să se prindă ăștia de ce am făcut eu? Oare o să știe? Oare vine unul după mine pe care i-am tăiat calea? Da, da, să vrea să mă, să, să mă ia, mă înțelegeți? un aspect foarte important din punctul ăsta de vedere. Mie mi se pare că uh, oamenii apreciază mai mult uh, pe cei cu bun simț. Adică mm. trăim într-o societate în care cred că au picat de mult uh, lucrurile acestea. Uh, mă gândeam acum în timp ce vorbeai, mă gândeam în istorie. Așa. Mulți împărați chiar și din uh, Imperiul Roman. Mulți împărați au fost apreciați în mod special pentru curajul lor da. și pentru modul în care gestionau lucrurile și uh, se aplecau asupra, se apleca asupra poporului. Sigur că, da. Sigur. Niciodată nu au fost apreciați acei împărați, acei lideri, uh -huh. care uh, se ocupau mai mult de ei. Sau poate au fost apreciați doar de o, o parte a lumii în lor, a. știu și o parte Care aveau și dintre, interesele lor. Sigur că da. da, sigur, dar marea masă a populațiilor, într-adevăr, au, au apreciat pe cei care au dat dovadă de bun simț, de corectitudine, de, de dreptate, da, de respect, de empatie. Adi, în două minute, ne Te apropiem rău. de, de încheierea uh, ediției din ocazia aceasta. De ce crezi că ar trebui să ne formăm o viață? Uh -huh conturată mai mult de bun simț decât de tupeu. Vrei să fii fericit? Vrei să nu te uiți niciodată înapoi cu teamă, cu frică că vine cineva după tine? Vrei să dormi liniștit noaptea? E bine, atunci ai bun simț. nu e așa? Foarte poate interesant. Să fii, poate să fie atât de simplu. Și vei fi tu mai fericit. Ești în, Cei din jur? Da, fi... ești în metrou, ești în tren, ești unde ai fi, vine o doamnă bătrână sau vine o femeie însărcinată. Ține de bun simț să te ridici să i spui: Uite, ia locul meu. Ține de bun simț să vezi pe cineva care a căzut, să-i întinzi o mână să se ridice. Ține de bun simț ca să oferi un colac sau un uh -huh. covrig unuia care sta acolo lângă lângă covrigărie și ceri de milă. Deci practic toate acțiunile din viața aceasta, mm. dacă sunt conturate de bun simț, lucru acesta se va vedea în prin viața prinită. Sigur prită. că da. Sigur că da. Și practic vei dormi mai bine. <laughs> Asta e mai, foarte vei interesant. Vei fi mai relaxat. Adi, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. <coughs> și pentru toate ideile și sfaturile pe care ni le-ai oferit, să te ajute Dumnezeu în viața aceasta să ai o, să, să fii conturat mai departe de bun simț și lucrul acesta să, să te bucure și pe tine și pe cei din jur. Mulțumesc tare mult de invitație și a fost o plăcere. Dragi prieteni, merită să alegem bunul simț. Merită să, să avem o viață caracterizată de bun simț. Mingea e la noi. Noi decidem ce să facem cu viața noastră. Așa că să, să alegem corect, să alegem bunul simț, să alegem să fim uh, oameni care se uită și la ceilalți și nu doar la interesele personale. Așa că, oriunde veți afla, oriunde veți, vă, vă veți găsi, vă veți afla, uh, Dumnezeu să vă ajute să, să alegeți bunul simț. Mulțumesc uh, tuturor celor care sunteți. Uh, care ați comentat, care v-ați v-ați uitat la sau ați ascultat emisiunea noastră și vreau să mulțumesc și colegilor din regie și nu uitați că până data viitoare, indiferent ce facem, merită să alegem cu toții corect. Sunt Cosmin Cocea. La revedere!